proiectul de lege privind traducătorii și interpreții judiciari, pus de dezbatere publice pe data de 15 ianuarie 2015, pe site-ul Ministerului Justiției. Inițiativa îngrădește accesul liber pe piața muncii, desfințează piața convențială de neconsulată de minim 15 ani. Dacă doriți și în detalii, noi solicităm ca proiectul de lege să fie retras din dezbaterea publică și reformulat complet în parteneriat cu noi, mediile profesionale, mediul universitar. Este necesar un studiu de impact, sunt necesare proiectul de lege. Este efectiv desfințabil ca poadă, nu negăm buna intenție a Ministerului, nu avem probleme cu cineva personal din Minister la ora asta, ne dorim doar ca proiectul de lege să fie făcut împreună cu profesioniștii, pentru că afectează un mediu extrem de larg. Nu numai cei 37.000 de traducători autorizați din România, PFA-uri, SRL-uri, oameni care muncesc zi de zi, din asta trăiesc, își susțin familiile, credite și așa mai departe, tot ce înseamnă viața normală în ziua de astăzi, ci e vorba de implicații economice mult mai mari. Să ne spuneți pe dumneavoastră, personal, ca și traducător, cum vă afectează acest proiect de lege dacă... Eu sunt reprezentantul unei firme de traduceri, noi suntem o firmă 12 oameni, traducători, interpreți, project manager, deci suntem o firmă certificată ISO, care lucrăm pentru persoane fizice și juridice, bine structurată. Anul ăsta, anul trecut, am primit 10 ani de activitate. Nouă ne restricționează accesul la clienții noștri. Practic, legea, așa cum ea formulat acum, forțează tot ce înseamnă client actualmente să treacă cumva prin birourile notariale sau prin birourile avocațiale ca să ajungă la noi să le facem aceia servicii. Ne fixează tarife fixe, deci ne... practic îngrădește piața liberă, plus multe. Acum aș putea să citesc acum.